E rece, e rece. Ți îngheață dinții, ești nebun? Ha? Vedeți voi ce apă. Și domnul ăsta am dat de bine. Să trăiești, unchiule, să trăiești. Ai luat ceva? Am luat, mă, dar m-a stăpânt. Nu-l vinzi? Hă? Îl vinzi? Băi, întrebare cea mai prostă, întrebarea asta e. Când vede camera, frate, și ei sunt filmați, nu vinde. N-a văzut, mă, că avea barba mare, nu vedea camera. Văzut. Salutare, salutare, prietenilor! Noi am ieșit la o plimbarică cu macinica. Suntem cu macinica. Salut, salut și eu. Nu suntem în Anglia, să nu credeți că suntem în Anglia, suntem pe teritoriul României. Uitați-vă, uitați-vă, Românica. Aici suntem, suntem bine cu volanul pe dreapta, am mutat volanul. Hai să stabăzi și m-am plictisit să tot am volanul pe stânga, pe stânga, dă-o dracu, dă dreapta. Trece volanul pe dreapta. A pus volanul pe dreapta, prietenilor. La pește vreau să ajung. La o baltă. Auzi, unde vreau ăsta să ajung? La baltă. Uite, cred că e Florin acasă, uite mașina aici. Ia să trebuie să vedem, să vedem. Curte. Uite, aici stă Florin Mehmet. A? Iar le-a răzut. Lasă-o ușor, nu? Să vedem. Unde, mă, balta aia? Să mergem la balta aia. O mașină aici. A, uite o mașină. Doar cred că e Florin acasă ăsta. A fost de serviciu. Îl sunăm, să vedem ce face. A fost de serviciu. A fost de serviciu, nu? E obosit. Ce baltă, mă? A lucrat față în față cu spatele verde, acolo. Ce baltă? O baltă vreau să mă se bună. La chiriat undiți. Să ne uităm? Păi n-avem undiți, n-avem lansiete, n-avem nimic. Ce să avem lansete și undiți? Ca să te uiți cu... Am mai fost eu la pește, ați văzut și voi, a dat la cocoloși de pâine cu ou. Nu a prins nimic, nimic, nu s-a lipit nimic de mine. Da, v-am povestit acolo întâmplări ca lumea. Nebunii de-ale noastre. Și unde mergi acum? Serios? Vrei să mergi la balt? Să ne iau o singură dată când este sete. Așa? Și să mergem până la chiria. Păi oprește aici, ne luăm cât un suc. Păi o să opresc unde e închis, mă, ca să vorbesc închis. Uite, mă, acolo, pe colț, uite, mă, aici, deschis. Mă... Bag aici, că mă duc să iau. Da. Așa, mergem în partea spre chiriacul. Mă, nu oprești să ne luăm cât un suc? Ho, bă, ai răbdare, ho! Nu vreau să opresc eu acolo, unde păi chiar mi se ah, ce grob, ia uite pe unde s-a băt. Fiți atenți, Giurgiu, fiți atenți, uitați-vă, au, lasă-l, ușor. Giurgiu. Băi, și de când e drumul ăsta așa, băi, bă, și eu tot îl filmez, îl tot filmez, poate s-o sesiza primarul. Păi nu mai are, nu aparține primarul. Alo, să se sesizeze miliția. Poliția. Cum nu aparține de primar? Nu, au făcut un contract cu primarul, e cu altă parte. Da, 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 cu bomba, bomba e în combinația asta. Florine, tu ai parte aici, știu eu ce zic, lasă păi... că știu eu. A, unde mă duci, bă, că m-ai luat de la magazin, m-ai adus tot aici. Păi, am spus că mergem spre Chiriacu. Aolo, mergem la Chiriacu? Păi, hai să mergem până acolo la Balta, acolo. Auziți, prietenilor? Vreau să au și o liniștea aia după lacul ăla de... Liniștea bălți? Bălți. Liniștea bălți. Merge, merge la Chiriacu, merge la baltă, prietenilor. Merge la baltă. Că vreau să luăm ceva să bem, că mi-e să... Au, ușor, au. Nu, stați, că nu... Auziți, nu suntem cu... Fiți atenți că nu suntem cu vaporul. Au, au, ce a fost asta? Au, ne răsturnăm. Lasă ușor. Ce mai la dorază, mă, Bogdane? Mai, să mă răsturni, ușor, ușor, ușor. Și când am crezut că mor de sete, în sfârșit a oprit cocoș. Oh! Aoleu! Ăsta nu mai avea, mă, decât să oprească, suntem la Bălan. Suntem la Bălanul de Giurgiu. Uitați-vă, Bălanul, băi, la țară, frumos, verdeață, multă. Ia uita. Dacă vezi ce e în partea aia, frumusețe mare. La Chiriacu? Unde mergem acum, nu? Mergem la Chiriacu, mergem la Chiriacu, mergem la baltă. Fiți atenți, noi mergem la baltă. N-avem undiți, n-avem omelă, n-avem nimic, absolut nimic. Avem cunoștințe, noi o punem. Da, mergem acolo. Ai văzut-o pe aia, ce se bagă cu noi în seamă. Ai văzut? Fată de treabă. A? Fată de treabă, bine că ai oprit să-mi iau suc, că muream de sete. Băi, oameni, nu suntem în Anglia, suntem în România. Volanul s-a mutat pe dreapta, nu mai stă pe stânga. Vezi, poate, se vede invers. A, se vede invers. Se vede de la pe stânga. Fraierii și băi.
da. Zumuții. Nu mai stă volanul pe stânga, s-a mutat pe dreapta, are amețeală. Nu mai stă centrat. Cu topoarele, cu cazmalele, cu târnăcoape, cu... Cu de toate. Păi ce să facem? Uite, mă, frumos, agricultură, uite ce e acolo. Ia uitați, fiți atenți aici, ia uitați-vă solare aici. Numai dacă se vede că e... Ia uitați-vă câte solare. Ia uite în partea aia. Mamă, ce e aici, băi? Ia uite, băi, ești nebun? Da, mă. Ha? Hm? Ia uite și tu, aici, în câmp, unde nu e nimic. Băi, dar frumos, mă. Ha? Ce țară avem, băi. Băi, ce țară avem. Nu sunteți sătui de la oraș, locuri, asfalt, frate, natură, aici, ia uite, natură, frumos, natură, frumos. Să vezi frumos. Ce frumos e pe balta aia acolo. E? Mă, n-am fost niciodată aici pe balta asta la Chiriacu, unde ne duci. A, la Chiriacu acolo, la pod, la Florinel acolo, nu? Aha. Ia să vedem, ăsta vorbește, mă, ăsta vorbește. Da, mă, așa, eu te vorbesc cu un prieten, mă, de facultate. Am fost eu la facultate și aș ieși de la facultate, mi-a făcut câteva zile. Și dacă tot am fost acolo vreo 7-80 ani de facultate. Ia uite aici, băi, cam filmele alea, știi, cu, ia uite-te, știu, da, mă, ce peisaj frumos. Tânga, dreapta, da, bune, ia uite-te. Bă, aici era o fântână, frate. Fântână de aia, da, păi de aia. Să nu spui că mai e acolo. Păi până acum e fântână. Oprești să beau apă de acolo. Fântână de aia, șmecheră, cum îi spune. Potabil. Cu apă curată, bă, cu apă curată vine apa direct din pământ, din munte, de aici, de al ce-o fie. Izvor, mă, un izvor. Izvor, așa, vezi la câinele ăsta să nu facem păcate. M-ai omorât cu câine, frate, zici că ai ceva cu câine. Ia să vedem, aici undeva pe partea dreaptă era, ia să vedem. Da, mă, da. Apă de izvor. Ce mai tare apă. Unde e? Uite-mă acolo, uite. Ia oprește să mă duc să beau. Aolo. Prietenilor, fiți atenți că aici la izvorul ăsta veneam când eram copil și mergeam aici la balta asta la pescuit, veneam și beam apă de aici de la izvorul ăsta. Ne luam apă în sticle, veneam cu sticlele pregătite să luăm apă de la izvorul ăsta. Deci, pe bune, un izvor cu apă foarte, foarte bună. Ia uitați-vă și voi. Apă de izvor. Ha? Ia uite. Băi, stați liniștiți că nu se întâmplă nimic. Aici am băut apă de fiecare dată când treceam aici la baltă și eram copil și uite că am ajuns mare, n-am murit. Voi poate o să spuneți, da, bă, dar apa nu mai e bună cum era înainte. Stați liniștiți că e bună. Fiți atenți, fac eu proba. Uau, ia uitați-vă și voi ce frumos aici. Ha? Ia uitați-vă ce frumos curge. Îmi amintesc cum era. Ia uitați-vă, de copilărie. A? Fiți atenți. Ma. Băi, e bune, mă. Mamă, ce apă bună. Nu? Coco! Nu bei apă de aici? Ți-ai luat apă de aia plată, băi! Păi când vreodată se compara aia plată? Sau sucul cu apa aia de aici? Așa? Dă-mi coace, frate, dă-mi coace să-ți iau, că răspund eu dacă se întâmplă ceva cu tine. Răspund eu că asta e apă de izvor. Ia uite-te. Hmm? Na? Uite așa. Cum? Ia uite-te, băi, uite-te. Fii atent, s-a aburit sticla, ia uite. E rece, e rece. Ți îngheață dinții, ești nebun? Ha? Vedeți, băi, ce apă. Și domnurii ăsta am dat de bine. Zic, și domnurii ăsta am dat de bine. Da. Nu mori de 10 ori, mori odată. Calea ferată. Pe aici trecea înainte trenul. O mai trece? Trece, mă. Trece. Sunt și la topor. Uite balta asta aici, veneam noi la pescuit. Da, mai în partea aia. Uite, uite, e balta da, acolo da, jos. Da, dar e tot mai în capăt acolo. Da, da, acolo veneam. Cu Gabi și cu Viorel.
V-am povestit eu cu cocoloșul de pâine. Cu ăia doi veneam, mai nebunie mă aduceam aici. Cu bicicletele. Aer curat e aici, prin zona asta. Băi, cum să nu fie... Da, ce miroase, fii atent. A, nu mai a oi, a... Da, a vaci, animale, a... Balegă de animal, a verdeață, a aer curat. Mirosul nu vi-l pot spune, transmite, dar imagini, da. Imagini și sunet, da. Uitați-vă. Apă de izvor. Mi-aduc aminte de drumul ăsta, când eram noi mai mici și aveam noi scuterul ăla nostru, ăla mic. Da. Și aveam un scuter de 49 de centimetri. Și veneam să ne plimbăm pe aici. Avea și el 70-80 la oră. Exact. Și arată-le, când ajungeam în direcția asta. Aici, exact, da. Bravo, la valea asta, fiți atenți. Închide acum. Închide geamul la mine ca să nu se audă. Când, când ajungeam aici, în locul ăsta, la valea asta, fiți atenți aici, nu știu dacă se vede pe cameră. Noi mai doi pe el, fii atent, scuterul de 49 de centimetri, foarte mic. Și coboram aici, valea asta, cât avem, bă? Prinde mă 60, prinde mă 70. Da, cât avem? Cocos zicea că el era în față. Cocos zicea, avem 60, că acum cât avem, bă? Și coboram aici, valea mai abruptă, nu știu dacă se vede. 65, mă, tari, bă, suntem tardăi. Și când urcam? Și aici, la urcare, era mai greu. De, păi, ca și în viață. Ca și în viață, da. Ca și în viață. La coborâre e mai ușor, dar la urcare e mai greu. Păi, când ești obișnuit și cu coborârea afaceri, și cu urcarea, nu ți-e greu. A, înțelegi? Făcut afaceri fel de toate, când ești obișnuit. Tot ce posibil. Tot ce a fost posibil, am făcut orice am afaceri. Când ești obișnuit acolo sus și cazi, riști să-ți rup picioarele. Drept gâtul, nu picioare. Ziceau, mă doare. Dar când ai plecat de acolo de jos și ai urcat acolo sus și pe urmă cobori iar acolo de unde ai plecat, nu-i problemă. Ești obișnuit, știi ce zici? O, ce frumos e, îmi aduc aminte de trecut. Ați înțeles? Să mor eu dacă nu. Că știi de ce? Tu zici așa, băi, azi am coborât, dar eu știu că sunt capabil să urc. Că doar eu am urcat, eu nu am mai... fost atunci acolo, n-a fost altcineva. Cei care nu au aici, frate, nu mai poți să mai urci. Înțelegi? Și atunci zici, băi, eu urc, că eu am mai urcat acolo și știu cum e acolo și am coborât, urc, cobor, ca așa e în viață. În orice domeniu ai fi, orice îi face tu, așa se întâmplă. Dar în faza viață aia cu mușul ăla, când a fost la el acasă să cumpără mașina aia, Opel ăla, roșu, dar a fost el beat. N-am povestit. Nevastă s-a gândit, a ieșit la poartă și n-am povestit. Și el se gândea în altă parte. N-am povestit-o. N-am povestit-o. Auziți, voi oameni, o povestesc acum, fiți atenți. Merg cu ăsta la un bătrân acasă, la un moș, să cumpărăm un Opel Kadett. Băi, l-am văzut pe stradă. Opelul ăla roșu Kadett. Da, l-am văzut pe stradă de vânzare. Și întâmplător, noi mai cumpăram și mașini. De mici le cumpăram, le mai deteam pe la fieri vechi. Mai ne făceam un ban în plus, că așa era când eram și noi mai mici. Nu stăteam la mâna părinților. Aveam instinctul ăsta, aveam instinctul de a face ceva. Și am găsit, produce noi. Și am căutat până unde am găsit o mașină de vânzare la o poartă. Mașină veche, bineînțeles, de mult timp. Un Opel Kadett roșu. Roșu era. Roșu, da. Și am ajuns la omul ăla. Mai departe explicăm. Am văzut mașina la poartă, băi oameni, că noi tot dăteam ture așa prin oraș să căutăm mașini, să le vedem pe la poartă, în curți, în colo, colo, pe unde le vedeam, strigam la poartă, băteam, mă rog. Cine vrea le vindea, cine nu le vindea. Băi oameni, și ajungem aici la poartă, la bătrânel, tataie era la poartă. Tataie, vinzi mașina asta, Opelul ăsta, Kadett? Băi, oameni, s-a uitat așa la noi și nu zicea nimic. Eu am crezut că e surd. Înțelegeți? Cocoș zice, bă, cred că e surd, vorbește mai tare. Băi, ai pus de câteva ore o întrebare, da. Nu vorbea. Tataie, mai țip o dată pe el, dar am țipat. Tataie, vis, bre, mașina asta, Kadett? Nimic, băi, oameni, s-a uitat în ochii mei. Băi, și nu vorbea. Cocoș zice, băi, cred că ăsta o fi și orb. Zice că prea să uite atent, o fi și surd, o fi și orb, o fi și mut. Și mă dau așa aproape de el și țip o dată mai tare. Și am țipat, tataie, vinzi mașina asta, vrei? Dar el zâmbește așa și spune, și zice, și zice, o, bă, ho,
Că v-am auzit? Ce mama dracu țipi așa? Crezi că sunt surd? Crezi că sunt surd? Bă, tataie, zic, păi a treia oară a țipat? De 3-4 ori, zic, nu mai auzi? Cum, mă, copile, aud. Am și eu problemele mele. Hai să vezi. Zic, bă, tataie, o vinzi? Băi, aș da-o. Aș da-o. Dar am o problemă gravă. Zic, ce problemă? Gravă, zic. Sunt beat. Sunt beat. Băi, oameni, nu părea a fi beat. Pe bune, nu părea a fi beat așa. Dacă te uitai la fața lui, văd la omul beat, îi joacă ochii în capul. Să clătină, să miroase, să toale. Băi, nu părea a fi beat. Băi, și când se ridică de acolo, după banca aia de unde stătea el, avea o bancă la poartă, mi-am dat seama că era beat, că era să cadă peste mine, înțelegeți? Și zic, bă, tataie, vrei să o vinzi? Băi, ce faci cu ea? Auziți aici ce mă întreabă. Ce faci cu ea? Noi că știam ce făceam cu ea, nu puteam să-i spunem adevărul. Eu imediat l-am simțit, din moment ce te întreabă ce faci cu ea, eu l-am simțit că el a prins drag de acea mașină și zic, bă, dacă îi spun ăstuia că o duc la fier vechi, nu o mai vinde. Ăsta zic, nu mi-o mai vinde. Tataie, știi de ce o cumpăr? Vreau să o refac. Vreau să o tunez, să-i pun aripi. Vreau să o tunez, vreau să o aranjez, vreau să o fac ca nou și să o opresc pentru mine. Băi, copile, îmi place ce răspuns mi-ai dat. Ești băiat deștept. Bravo. Să știi că o să-ți vând mașina asta ție, mă. Dar nu azi, mâine. El mai repetă încă o dată. Să știi că o să-ți vând mașina asta ție, dar nu astăzi. Și mâine. Mâine. Băi, tataie, dar de ce nu o vinzi astăzi? Auziți aici ce răspuns îmi dă. Pentru că sunt îndrăgostit de ea și o iubesc și nu pot să-mi iau la revedere acum, în starea asta de ebrietate. Băi, oameni, pe bune, să mor eu. Adică l-am simțit așa, omul chiar era îndrăgostit de mașina aia și nu vrea să-și ia la revedere de la și ea. La moment dat, tu n-am luat în seara aia. N-am luat-o. Nu ne-a dat-o, nu. Ne-am dus a doua zi, am luat-o, dar ce sui, mă, că... Aole, băi, oameni, avea roțile încleștate. Vă dați seama, era terminată, cauciucurile erau mâncate, era... Băi, deci nu puteai clinti din loc, sub nicio formă, era ruginită toată, parbrizul spart, geamuri, nu mai avea geamuri, nu știi nici. Ai ce a pățit papucul lui Albert? Am tras-o cu, da, papucul lui Albert. Avea papuc ca ăla albu. A stricat ambreiajul. A stricat ambreiajul, am tras de ea, am tras, n-avea cum. Da, băi, oameni, și am luat-o într-un final așa. Am dezmembrat-o și a dat-o la fier vechi. Da, dar dezmembrarea când am dus să o vindem, că avea nisip un rezervor. Da? Ca să vezi și tu. Băi, oameni, plin în rezervor cu nisip. De ne-am stricat și cu ăla de la fier vechi, azi că noi am băgat nisip în rezervor. Acum nu știu dacă bătrânul, dar nu cred că bătrânul îi băga nisip în rezervor. Eu cred că copiii s-au jucat și au băgat nisip în rezervor. Băi, și o ducem la fier vechi. Și acolo înțeapă la rezervorul cu un fier, noi știam că așa se proceda acolo, că noi mai duceam ce era de dus, duceam ce era de refăcut, le refăceam balta. Uitați-vă balta că vorbim și am ajuns la baltă. Le refăceam, le aranjam, le puneam la punct și le dăteam mai departe, le vindeam. Le vindeam și făceam bani. Să știți că atunci se câștiga bine, chiar se câștiga bine cu treaba asta. Pentru că luai o mașină pe 3-4 milioane și o vindeai pe 17-18 milioane. Da, și acum era câțiva atunci. Ani... Erau bani atunci, erau bani. Ce? Bă, ia uitați-vă ce baltă frumoasă. Hai de mine, ce frumos e aici. Da? Radu Vodă, frate. Radu Vodă aici, nu? Da. Ce frumos e aici. Da, băi, oameni, și am dat acolo și ne-a spus ăla, bă, ați băgat nisipul rezervă. A doua oară când ne-am dus să vindem alta, nu, n-am mai vrut să bani. Nu vrea să o primească, nu, că voi băgați... A verificat-o. Cum să facem noi așa ceva, zic că noi aducem aici de atâta timp? În fine, și pe urmă i-am explicat că am luat-o de undeva și alea și ne-a crezut omul că na, noi duceam mai mereu mai acolo, când ne gădea câte o mașină, o duceam acolo. Vedeți voi? Băi, oameni, eu de mic am avut instinctul ăsta de a face combinații, de a face afaceri și atunci m-am împrietenit cu
cei care aveau același simț ca și mine. Băi, știi unde mi-am adus aminte? Cu ăsta. Știi la cine mi-am adus aminte acum? Cu câmpul ăsta. La Teo, băi. De Teo. Când cu... a luat mașina de la noi poporul, și a intrat în poporul. Am povestit cu bomba. Băi, am frate. Am povestit cu bomba. Știți, la mine pe terasă acasă. Mamă, frate, atunci când s-a urcat el pe plafon și s-a uitat la teren, da. Și a zis, băi, i-am distrus ăsta porumbul. Și la un moment dat, băi, păi de terenul meu. Uite stâlpul acolo, ăsta e terenul meu. Băi. Am povestit, le-am povestit la oameni cu bomba, a venit odată la mine și am povestit. Da, da, da. E jale, băi. Da, băi, oameni, și atunci m-am împrietenit cu ăsta, că și ăsta are același simț ca și mine, să facă mai combinații, scurt, așa, să una alta. Nu suntem figuranți. Ne plac orice, ne place orice. Iubim viața, n-avem nasul pe sus. Nu-i bine în viață să ai nasul pe sus și să nu-ți vezi lungul nasului. Eu îl văd că nasul meu e lung. Eu văd lungul nasului, că ăsta e lung și dacă mă uit așa îl văd. Deci eu îmi văd lungul nasului. N-am uitat de unde am plecat, nici nu voi uita de unde am plecat niciodată în viața asta. Și auzi, dacă ăsta ar fi uitat de unde a plecat și nu și-ar fi văzut lungul nasului, n-ar mai fi fost prieten cu mine. Sau dacă eu așa, el n-ar mai, n-aș că mai fi fost prieten. Mulți dintre noi, când văd acolo un 3-5 lei, uite de unde a plecat, frate. Exact, așa sunt oamenii. Dar așa eu, unul personal, pot să iau viața de la zero, de la capăt, oricând. Dacă Dumnezeu cel de sus vrea ca și mâine să o iau de la capăt, pot să o iau. Sunt dispus să o iau, oricând. Pentru că în viață n-ai de unde să știi ce îți rezervă viitorul. Timpul și viitorul nu poți să-l oprești. Ce v-am spus eu vouă? Atunci când cazi de sus și n-ai fost niciodată jos, îți rup picioare sau chiar și gât. Dar când ai fost jos și ai urcat sus și cobori iar de unde ai plecat, nu-ți este greu. Că ești obișnuit. Ești obișnuit. Dar fiți atenți aici. Uitați-vă la peisajul ăsta. Chiriacul. Cea mai frumoasă baltă, frate. Uitați-vă la peisajul ăsta. Da, să vedeți balta de la Chiriacu, că nu vă vine să credeți așa ceva. Am uite balta și acolo. Păi asta, da, asta e balta, asta și încă una mai față. Aia unde podul acolo, aia e da. Frumos. Păi și aia, dar și aici e mai mult. Frate, dacă vezi ce pește mare sat. Aici. Aici? Vezi, deci 12 kg, 14 kg, crap. Omul nu. Ești nebun la cap. Ai văzut poza aia când am fost la pește, când am prins și am văzut? Tu erau așa jos puși? Aia, ai văzut? Ai fost cu aici, da, aici. Aici ai prins? Și el cred că e astăzi aici, pe baltă, cred. Aoleu. A, poate avem norocul să dăm aici, dăm închis. Dăm peste el, da. Dar nu știu, sigur, n-am mai vorbit cu el de câteva zile. Ia să vedem dacă e aici. Dar e frumoasă, frate. Cel mai tare loc ăsta e locul ăsta aici, la intrare. Uite, cineva acolo, nu e el. Nu, e acolo, la balta aia, de unde e ăla cu umbrela. Unde? La unde e ăla cu umbrela, dar nu știu dacă e fie. Nu e el, hai că cobor eu jos, că eu sunt prietenos, suntem prietenoși noi. Mergem, vorbim cu oamenii, punem întrebări, aflăm... Asta, cum îi spune? Oprește aici puțin. Starea vremii, starea vremii, să aflăm starea vremii, starea... Vorbește mai cert. Ușor, las-o așa. O, mă, întâmpă-și, bă, baltă, mă. Lasă-mă. Să trești, unchiule, să trești. Cum merge treaba aici? Foarte prost. Aoleu. Da. Asta nu vroiam să auzim. Trei care așa atât. De ce n-ați dat în partea aia? În care bați? În locul acolo. Acolo ceară și păi, nu ești tot în baltă? Ești de mult, unchiule, aici? În dimineață. Abre, poate ai noroc, nu? Uite, băieții astea de ieri dimineață. La ce dai mata? La gen, la pătrat, la bombă, la... Trei care așa, atât frumoși? Doi mai mari, ce ești? Tocmai ce îmi spunea ăsta, că aici e pește mare, că... Da, mă, frate. Bă, vreți să-ți arăt eu poza, mă? Știu, am văzut-o. Spui-tu mie de... Acolo, în zonă, în loc, locul ăla, acolo, în chimiu, când vine, rupe, rupe. Știu, mă, că am văzut poza. Nu se văd aici. Trei care așa, de aici, de aici. Am zis și noi că venim să filmăm ceva, prindem o acțiune. Uite ce s-a prins aici, la plumul ăsta. Ia mă, stai să filmez să vadă și oameni. La plumul ăsta, uite. Este să văd dacă se vede. Da, mă, am văzut poza. Știu,
acolo, la pom. Să ai răbdare să... Normal că răbdare. Nu crezi că zi de zi e aceeași? Da, nu e în fiecare zi la fel. Unchiule, e bine că te relaxezi. Stai la aer curat. Da, Matai ești aici în Chiriacu, nu? Nu, de la Giurgiu. Ah, bun. Diseară un foc aici frumos. Cu ce trebuie să faci foc? Cu lemne vrei? Cu sarge? A, de acolo așa? Lemne de acolo, uite, pe noi am făcut aici, uite unde e el. Unde? Uite, bă, acolo. Aha. Bă, chiar că să venim o dată noaptea aici, să stăm și noi de noapte. Ia uite, oamenii ba, acolo sunt cu caravana, cu ale. Doi. Ia uzi. Hai să mergem și acolo să vedem. Păi, hai, dă-i în față. Ia uite rațele pe apă. Uite și aici s-a făcut fococul. Ia uite ce frumos. Ia uitați-vă, băi, oameni, ce peisaj frumos. Coș de gunoi. Pui gunoiul. Rățuștele pe apă. V-am adus și la țară. Pe baltă. Hop. A sărit un peștișor acolo. Bă, decât sări așa, mai bine sări în ac. Hai să trăiești, unchiule. Aha. Poate prinzi și o acțiune, filmezi și o acțiune. Aoleu. Nu vrea să mănânce deloc, a? Nimic, a? Dar de ce nu vrea să mănânce azi? Și văd că ești echipat bine, adică stai bine aici. Așadar, vă rog să o primiți cu multe aplauze pe Mariana Birică. Bun, sănătate, numai bine, unchiul. Păi, oamenii, astăzi nu vrea el să mănânce. Nu este foame, na? Dacă nu e foame, nu e foame, n-ai ce să-i faci, nu poți să-l rogi sau să-l obligi, nu, pentru că el înțelege de vorbă bună și dacă tu vii să-l forțezi, să supără, nu, trebuie să-i vorbești frumos, îl servești frumos la masă, dacă vrea să vină, vine, dacă nu, pleacă, n-ai ce să faci, domne. Încerci, încercarea moarte n-are, dar cu limită. Ai și tu grijă, ai grijă să nu deranjezi, înțelegi? Sunt gropi pe aici, calcă gropi. E, na, cum? Deci cum să mă gonesc? Tăi nebunit, crezi că omul ăla e sălbatic? Nu știu, zic și eu. Amândoi sunteți. Nu mănâncă, ce vrei? Dar uite ce frumos a făcut acolo. Cum place că uite filmezi peisajul ăsta frumos. Băi, e frumos aici. Ce mai frumoasă gâlc? Asta și mai e tot asta, dar aia la din zona aia. Da. Și știi acolo unde e? De cât intri? Acolo e mea pe dreapta. Hai să facem verificare. Să luăm pulsul. Să vedem pulsul. Deschide-vă geamul că eu vreau aer curat. Aer curat, mă. Dacă te vede cu aia, sigur nu-ți dă. Uite, a prins ăla. N-a prins. Dacă te vede cu camera, nu-ți dă, mă. Nu mai... N-are, bă, treabă, nu mă vede că o țin așa camera. Toși, mă, dă-n gură, mă. Nu-ți dă, mă, dacă te vede cu camera, că ești cu grătare, cu alea, cu nebunii. Ia. Las că țin așa camera. Păi, lasă, mă, vezi ceva? Ce bine arăște, vezi caravana. Salut, băieți, salut, băieți. Merge ceva, ceva? Nimic? Ceva? Noroc, ceva? Nimic? A, ai venit de puțin timp. Da, ia lasă ușor să întreb ăsta. Unchiule, ai luat ceva? Merge? Îl vinzi? Îl vinzi? Nu, a? Să face și noi o prăjeală. Păi aia, iau eu. Sunt frumoși? Păi, vrei să dau 15 lei de mii? Îți dau 20 de lei? Normal, mă, omul a venit să-l prind, tu crezi că dacă ți l-a vândut ăla, acum ți-l vinde toți?
Hai să trăiești, să trăiești, ai luat ceva? Îi vinzi? Nu, o? Ăia, ăia! Bă, închide-mă bere camera asta din cauza la ca... Hai că mai găsit cocoșe aici să cumpere. Doi, îi vinde omul ăsta. Ia să-i vedem. Sunt măricei. Sau sunt tot așa mici ca ăștia de i-a luat aici. Hai că vi-i arăt acum. Hai să vi-i arăt. Unde sunt? Acolo, în roată. Ia lua, mă! Ia lua, bă, i-a dus cu punga acolo. Ce crezi? Oh. Îl știu. Ăla, ce ai luat, unchiule, aici? Ăia doi, a? Atât. Ăla băiatul ăla mai mult, dar e duce acasă, care are copii. Nu-i vinde, o? Eu am copii, da? Pentru că ce ai duci, bre, doi? Uite că te tam. Ia, bă, ce ai luat acolo? Ia să văd și eu. Am mai luat doi, deci. Trei. Hai, mă, că merge o scara mură, mă. Păi să știi că mergi. Păi nu? Ăștia ai mei? Cu totul. Păi normal, dar nu... Păi vezi să nu scadă în baltă, unchiule. Băi, încolo de aici, dă-te și tu mai încolo. Mă dau. Lasă, bine-i faci, bine-i faci, dă-i, dă. Pește, vrei pește? S-a agățat acolo. Păi se agață, bă, care asta aici e ăsta cu ace. Da. Uite. Da, da. Unchiul meu, când vine, prinde aici, rupe. Bubui. Eu aici de 25 de ani. Aoleu. Ai ceva de când vii aici, unchiul? 25 de ani, o viață de om? Și? N-ai prins? Am 10 kg, 15 kg și de 20 de kg. Anul trecut am prins. Auziți? Noi am venit să filmăm aici. Am venit să filmăm și noi balta asta, să vedem ce mai e. Singurul pește care e bun. Uite, mă, nu vrea să ia asta cu. Singurul pește care e bun, e curat, aici e. În rest, i-a dus de la Bulgari. Pune la aici. I-a dus de la Bulgari, că e agraș. Auziți? Da. Nici peștele nu mai era ce a fost. De tine cu 20 de lei. Nu mor eu dacă te vin. Cu 20 de lei ți-l dau. Nici peștele nu mai e ce a fost. Păi nu face bani, mă, că face peștele. Să fii sănătos, tati. Să fii sănătos, unchiule, numai bine. Îmi dai vreți cine doi pești? Doar doi? Nu vinde, unchiul. Păi îl duce acasă, care o copilă. Și ai mult? Da, vreo 34. De pești? El a crescut de copii? Mi-a luat toată bata 34. Hai, trebuie! Hai, dă-mi și mie unul, te rog frumos. Îl scumpă-mi! Păi dar nu m-ai crezut! Da, dacă îl credeai, îți vindea unul. Da, are, mă, trezi. Sănătate, unchiule, numai bine. Să fii sănătos. Dacă are, înseamnă că e meseriaș. Auzi, fii atent, așa e în viață. Măcar să-i vedem și noi. Fii atent, așa e în viață. Da, ești pe baltă. Uite câți pescari sunt. Uite câți pescari sunt și au prins câte 2-3. El dacă are 20-30, înseamnă că are talent. Ești după noroc, nu talent. Talent. Și noroc. Auzi, unchiule, în viață, de ce ai nevoie să fii, de ce ai nevoie în viață să dai înainte? Noroc și talent. Ia uite-mă. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. E extraordinar ce frumos sunt. Hai să dăm mai aproape să-i văd. Păi e campion, e campion, cum să n-apară? E campion. Ia uzi, pe toată gârla asta, maximul 2-3. Băiatul ăsta a prins 20. După ce ai dat? Ai vrut să prinzi vreo sticlă de vin? Am prins destule. Mi-a rău de nu te văd. Aol, păi de ce să-ți facă rău dacă e vin natural? E vin de-al meu și sticlă de-al mea, cum se face în Ardeal, nu... Gata? Ha, Doamne ajută! Alea n-au de ce să-ți facă rău dacă sunt naturale. Numai bine, să fii sănătoși! Iarba până la gât! Iarba până la gât! Oh, mă urca, băi! Să fii sănătos, numai bine, sănătate! La copii, la tot ce vă doriți! Gata! Ai văzut? A prins, băi! A prins! Avea, mă, și avea 12-13. Hai să spunem 15 maxim. Băi, avea? Avea, frumos, frumoși, are familie, are copii, auzi?
Păi da, bravo, și băi, a luat. Și bonul, 800. Băi, a luat. Da, mă, că am luat și eu 5. Nu? Păi, fără... ai prins ceva. Da, ai văzut, fără undiță, fără lansetă. Ați văzut ce înseamnă? Fără undiță, fără lansetă, să prinzi pește, na? Ce mai vrei? Uite ce grasul, uite grasul. Și-a rupt piciorul, lasă ușor. Ai venit la pește, ți-a rupt piciorul. Mi-a amărțit. Aha, ai prins ceva? Nu. Las da. E, e bine, dacă n-ai prins. Tractorașul. Tractorașul și-o vaporașul. A, uite-o aici, altă baltă. Tot aia e. Tot aia e, mă, baltă. Da, da, tot asta, da. E și în partea asta. Dar cum e de altă parte? Ușor, ușor, să nu răstori vaporul. Ia uite ce frumos e aici. Locul ăsta, fii atent ce frumos e aici. Sau ce asta? O să vin noaptea aici cu cortul. Îmi iau un cort, mă. Îmi iau cort. Dau comandă la cort și îmi iau cort să venim aici de noapte, stând noaptea ia, ia la cort. Cu filmarea aia, să poate mai cumpăr, mai poate mai prind și eu 2-3. Păi și ce, dacă crezi că le e frică de filmare? Păi de filmare, poate nu văd oamenii să... mă camera. Nu văd. Tu crezi că ei nu-ți vând dacă văd camera de da, filmat? De ce? Din cauza că nu are voie să ia peștele acasă. Da, și bă, că te auzi. Are, bă, odată ce plătești, au voie oamenii. Iau ce frumos. Salut, salut. Salut, băieți. Ați luat ceva? L-ați rupt, este? N-am văzut. E bun. Ci că mănâncă seara. Așa spunea băieții. După sănătate, numai bine. Și el tare, ci că după actualități. Ia uite, băi, ce au unul aici cu trepiedul. Ia, stai, mă, de-aia vine unul. Păi normal. Salut, salut, salut. Ia uite, ia. Aha. Aha. Mie uite așa îmi place, uite așa îmi place. Cu ceaua, cu pirostrie. Salut, băieții, salut, salut. Sănătate, sănătate, numai bine. Balta de la Chiriacu. Chiriacu, uite bărcuț acolo, ia uite, pac, țac. Vaporaș, rap. Mai ăla. Vaporaș, vaporaș. Ia uite locul ăsta ce bun e aici, umbră, frumos. Hmm? Ia uite aici, bă, ce bine e. Na? Și aici, mamă, ce locuri bune. Dau comandă, mă, de ăsta, de cort. Da, mă, cortul e cel mai tare. Venim cu cortul, mă. Grătare, coale. Scrie bine. Dăm o și noi la pescuit, fără undiți, fără lansete și am prins ceva. Sănătate, numai bine. Prietenii noștri, prietenii noștri de la Poliția Română. Nu, să nu țin nicio. Să trăiești, unchiule, să trăiești. Ai luat ceva? Am luat, mă, dăm azi, dăm. Nu-l vinzi? Îl vinzi? Băi, tot. Întrebare cea mai prostă, întrebare asta e. Când vede camera, frate, și ei sunt filmați, nu vinde. N-a văzut, mă, că avea barba mare, a, nu vede n-a camera. Văzut. Băi, frate, dar ai văzut? Noi fără lansete, fără undiți, fără nimic, am prins și pește. Am prins, am prins. Ai văzut? O să vă punem în descriere o poză cu peștele care l-am prins. Păi l-am arătat la oameni, l-am filmat eu acolo. A, l-ai filmat? Da. Ați văzut, vin la pescuit, fără undiță, fără lansetă și prinzi. Asta înseamnă, mă, în viață să fii descurcăreț. Să fii. Asta înseamnă să fii descurcăreț în viață. Da. Ia uite aici. O rață, o găină, nu prindem și noi, nu vinde. Nu e nimic de vânzare aici, că la Lidl sunt numai dale injectate. La Lidl. Curte bogată, boss, cu curte bogată. Păi da, păi da. Au ieșit pe banca ăsta acolo. Avem porculeț, mă, aici. Ia uite ce porculeț frumos aici, băi, la țară, băi. Ia uite, băi, aici ce frumos. Băi, pe aici e mai frumos, bă, ca la oraș, mă, ce țară. Băi, chiar e mai frumos ca la oraș. Bă, pe bune, că e mai frumos ca la oraș și ești nebun la cap. Ia uite. Ce? Ești, bă, natură. Parte, ia uite, ia uite ce în parte. Ia uite, ia uite. Și voi ce frumos. Ia uite aici. Ce mare, mă, frumusețe mare. A? Cum te relaxezi aici, pe bune? Mi-a lăsat să moară familia mea de la peșteră. Abia aștept să-l pun așa pe grătar cu mușdei. Aha. Poate că cum e. Frumusețe, mă, frumusețe, frumusețe. Gata, prietenilor, am făcut și cumpărăturile.
E bine, e bine, înțelegeți? Fără e grătarul acolo, miroase, miroase a ceva. E bine, fără undis, fără lansete, am luat ceva. Am luat. Până data viitoare, nu uitați, un share și un subscribe. V-am pupat. La revedere. V-am pupat, prietenilor, și numai bine, să fiți sănătoși. Vă salutăm și numai bine.